Bună ziua, stimați prieteni! Iarăși ne revedem la analize economice, un proiect comun al IDIS Viitorul cu Privesc EU. El este distribuit pe pagina oficială IDIS Viitorul, pagina oficială Privesc EU, precum și toți ceilalți care distribuie această informație. De fiecare dată noi încercăm să abordăm subiecte care, în opinia noastră, reprezintă un interes sporit pentru cetățenii Moldovei. Încercăm să descriem anumite fenomene economice și de data aceasta ne vom opri la un fenomen. Nu sunt un mare adept al istoriei, dar totuși de multe ori istoria totuși dă configurația lui. Noi suntem în ajun de o zi care pentru unii este ziua Europei, pentru alții reprezintă altceva, dar puțină lume știe că pe data de 9 mai 1956, în ziarul de pe atunci, Pravda, unde era Republica Moldova în Uniunea Sovietică, a fost publicat proiectul de lege privind crearea sistemului de pensii în Uniunea Sovietică, respectiv în Republica Moldova. Da, nu vă mirați, anul acesta avem 75 de ani de când în Republica Moldova există sistem de pensii. Și cred că această dată rotundă privind crearea unui sistem de pensii merită atenția ce se întâmplă cu pensionarii noștri, ce am făcut noi în această perioadă, cum o duc pensionarii noștri, cum i-au devenit cel mai marginalizat grup de pensionari și ce s-a întâmplat în această toată perioadă. Cât n-ar fi de strane pentru mulți, și pentru mine a fost o surpriză, chiar dacă mă consider economist, cred că știu toate lucrurile, toți credem că sistemul de pensionare a existat veșnic. Vreau să spun că n-a existat veșnic. 76 de ani în urmă, bunei sau străbunei noștri habar nu aveau de pensii, de ei aveau grijă copiii, ei lucrau singuri, și pentru cei mai săraci, statul avea grijă de el. În anul 1956, din rând cu alte țări, Moldova, care era atunci parte a Uniunii Sovietice, a zis că de azi înainte, fiecare din voi veți avea grijă de pensii, deci veți acumula bani, iar banii aceștia veți primi înapoi la bătrâneță. Însă, cu această ocazie, 75 de ani, cred că trebuie să tragem anumite concluzii, să vedem ce s-a întâmplat în Republica Moldova. Dacă pe scurt aș putea menționa următorul lucru, în prezent, în Republica Moldova, o pensie medie, atunci când vorbim de pensie, cifra, că este mult sau puțin, este secundar. Cel mai important este să vedem în ce măsură pensionarii noștri sunt sau nu marginalizați în societate. În prezent, pensia medie în Republica Moldova este de 23%, de două ori mai puțin decât ar trebui să fie și există în anul 1952 Organizația Internațională a Muncii a aprobat o convenție prin care cere ca fiecare cetățean să fie asigurat 40% din veniturile ratate. Pe lângă salariul pe care îl avem noi în Republica Moldova, oamenii mai primesc încă 10% undeva alte venituri, respectiv, dacă în Republica Moldova în prezent salariul este de 8.000 de lei, cu alte 10% sunt 8.800, 40% din 8.800, noi avem aproape 3.500 de lei, trebuie să fie pensia medie în Republica Moldova, ea, din păcate, este aproape două ori mai mică și reprezintă doar 2.000 de lei. Întrebarea este de ce este așa ceva, de ce Republica Moldova până în prezent nu este parte a acestei convenții internaționale. Vreau doar să reamintesc la această convenție, România a aderat în 1999, Federația Rusă a aderat ceva, România a aderat în 2009, Federația Rusă a aderat în 2019, alte 55 de țări au aderat pe tot acest parcurs, Republica Moldova, până ce nu este gata, să adere la convenția prin care este asigurată cetățeanului un trai decent la bătrâneță. Când vorbim de trai decent, Organizația Internațională a Muncii a spus în felul următor, ca un cetățean să-și poată duce cu demnitate bătrâneța, este extrem de important că el să nu fie marginalizat de societate. Iar nemarginalizarea lui trebuie să se manifeste prin faptul că omul primește cel puțin 40% din banii pe care el îi ratează în momentul, îi pierde în momentul când iese la pensie. Deci cetățeanul Republicii Moldova, ca să simt într-o societate normală, noi nu trebuie să spunem că pensia trebuie să fie ca în Elveția, nu trebuie să spunem că pensia ca să fie în Germania. Cetățeanul Republicii Moldova trebuie să simte confortabil în țara lui. Și dacă în Republica Moldova salariul este 8.000 de lei și alte adaosuri mai sunt sub formă de 10%, atunci pensia trebuie să fie egală cu 40% din veniturile medii care sunt în societate. La noi așa ceva nu avem. Din ce cauză nu avem acest lucru? Sunt mai multe explicații, inclusiv una din explicații este legat de sistemul de indexare, care este unul foarte vicios și doar modificarea lui din 2017 a dus la ceea că în anul 2021
Pensia medie în Republica Moldova este cu 200 de lei lunar mai mică decât ar fi trebuit să fie dacă se făcea după sistemul de indexare din trecut, despre aceasta voi vorbi ceva mai departe, și noi, de fapt, cetățenii Republicii Moldova anul acesta vor primi cu 2400 de lei timp de într-un an de zile mai puțin decât primeau până în 2007, dar ar fi primit dacă nu se opera modificarea și reducerea mecanismului de indexare operat în 2017. De ce statul face acest lucru? Din simplu motiv că noi am ajuns la o situație destul de proastă, că 40% din bugetul asigurărilor sociale este subvenționat din bugetul de stat, deci banii care sunt colectați la oamenii care lucrează nu ajung pentru a plăti pensia, și de acest motiv bugetul de stat este nevoit să ia banii de la alte cheltuieli, de la investiții, de la alte necesități, să le dea pentru pensii, iar lucrul acesta se întâmplă dintr-un motiv extrem de trist. În Republica Moldova, la un angajat din sectorul real al economiei, revin doi bugetari și pensionari. Deci avem unul care lucrează în sectorul real al economiei, trebuie să mențină două persoane, o parte din ei sunt bugetari, o parte din ei sunt funcționari. Iar acum să mergem la analiză, să vedem ce s-a întâmplat în Republica Moldova pe toată această perioadă și care este pensia. Dacă ne uităm atent, pensia medie pentru limita de vârstă în Republica Moldova, în slide-ul numărul 1, vedem că ea a crescut aparent constant. În 2010 era 800 de lei, în prezent este 2067 de lei. În 2021, în trimestrul 2, deci este 2067 de lei, deci pensia medie a crescut de 2,5 ori, aparent parcă situația nu este atât de catastrofală. Însă, pensia în sine nu spune foarte mult pentru a vedea dacă un grup este marginalizat sau nu este marginalizat în, în societate, trebuie să-l compari cu ei, cu alții. Deci noi trebuie să comparăm pensionare cu alții. Și acest lucru ne ajută următorul grafic, că atunci când comparăm pensia medie anuală la salariu mediu anual. Deci dacă ne uităm atent în Republica Moldova, în prezent pensia medie este la nivel de 24%, este ceva mai mult decât în anul 2020, în anul 2021 este o ușoară creștere, ținând cont din faptul că salariile încă n-au crescut. Deci când pensia se indexează la începutul anului, după aceasta iară se va reduce sub 24%. Dacă vă uitați atent, în anul 2011, pensia medie reprezenta aproape 29% față de salariul mediu. Deci, de ce acest lucru se întâmplă? În ultimul timp are loc o accelerare, scădere. Deci la noi, dacă am avut cândva în anul 95, când pensionarii primeau 40%, mai mult de 40% din salariu, asta a fost o perioadă foarte scurtă. În realitate, Republica Moldova niciodată nu și-a onorat cerința Convenției Internaționale, pe care ea, de fapt, nici nu a ratificat-o. Deci Republica Moldova nu ratifică această convenție, deoarece ea nu vede cum poate să o realizeze în condițiile în care la noi pensionarii primează foarte puțin. Uitați-vă atent în graficul pensia vis-a-vis salariul în Republica Moldova și veți vedea din ce cauză situația se înrăutățește. În anul 2010, salariul în Republica Moldova, după cum vedeți foarte bine, era 2972 de lei. În 2020, salariul deja a ajuns la 8100. Avem o creștere de 2,75 de ori. În aceeași perioadă, pensia a crescut de doar 2,34 ori, deci avem o scădere a pensiei comparativ cu salariul cu 16%, lucru care face că, de fapt, pensionarii noștri s-o ducă din ce în ce mai greu. Situația s-a agravat după anul 2017, când la noi s-a modificat sistemul de indexare a pensiei în Republica Moldova. Dacă vă uitați atent în graficul privind indexarea anuală a pensiei, veți observa o linie care se respectă până în anul 2017, când la noi a avut loc ultima dată indexarea conform legii vechi 6,8%, iar apoi sus vedeți cât ar fi trebuit să indexeze pensia anual dacă rămânea în vigoare legea veche și cu cât se indexează pensia anual în conformitate cu legea nouă. La anul 2020, fac o mică remarcă, în anul 2020 noi am avut două indexări, una în luna aprilie, a doua în luna octombrie, și acest 5,2% este efectul cumulativ anual la ambele indexări din luna aprilie și din luna octombrie. Deci anul trecut la noi, după două indexări, pensia în realitate a crescut cu 5,2%, iar dacă era legea nouă, trebuia să crească cu 9,9%. Și aici noi ne apropiem, de fapt, de cel mai tragic element, de fapt, care caracterizează sistemul nostru de pensie. Pensionarii noștri sunt marginalizați de două ori.
Prima dată ei sunt marginalizați în interiorul societății și explic din ce cauză. Deci sistemul actual de indexare, el presupune doar acordarea pensiei la rata inflației. Altfel spus, ia inflația pentru 3 ani de zile și statul spune, noi vă garantăm că voi nu trăiți mai rău decât ați trăit anul trecut, dar nu veți trăi mai bine. Ceea ce este o catastrofă pentru cetățenii noștri, deoarece bunăstarea la noi în țară, cât de greu n-ar fi, dar ea crește, și acum am să vă explic pe cifre, iar statul spune că noi, de fapt, nu mai vă garantăm că voi nu-i trăiți mai rău și nici un pensionar nu trăiește mai bine. Dacă va fi cândva bani, poate vă vom da o majorare de pensie. De fapt, statul în 2017 a constatat că el nu mai asigură o creștere a pensiilor din cauza că nu sunt bani și asigură o ușoară creștere la cei care au cea mai mică pensie. Și, după cum am spus, datorită faptului că s-a modificat sistemul de indexare, în prezent, pensia actuală este cu 200 de lei mai mică decât ar fi fost dacă rămânea sistemul vechi de indexare. Și asta este primul lucru. Vă imaginați, dacă noi avem o rată a inflației de 4% și o creștere a salariului 12%, ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, după legea veche, se ia media dintre 4 și 12% și atunci are loc o indexare a pensiei cu 8%. Această indexare a pensiei de 8% este cu mult mai mică decât creșterea salariului, care a crescut cu 12%, altfel spus, cetățenii care lucrează, bunăstarea lor crește cu 12%, la pensionar crește doar cu 8%, este cu mult mai puțin, dar este mai mult decât rata inflației și, drept rezultat, pensionarul devine mai sărac în raport cu cel care lucrează, dar devine puțin mai bogat în raport cu anul trecut. În prezent, la noi se face indexarea după rata inflației și atunci, în anul 2021, noi avem o situație favorabilă să iei pentru 3 ani de zile și în 2020 noi am avut cea mai mică rata inflației. Și ai 3,89% creșterea pensiei în comparație cu rata inflației de 0,34%, cetățenii noștri vor avea o creștere a pensiei în acest an. În condiția că noi vom avea o inflație mare anul viitor, iar se va lua în calcul și inflația din 2020, atunci noi riscăm ca anul viitor pensia să crească mai puțin decât rata inflației și pensionarii noștri să devină și mai sărași. Dar asta este primul aspect. Al doilea aspect, deci asta, primul aspect arată că, de fapt, pensionarii noștri, cu fiecare an de aflare la pensii, această indexare îi face din ce în ce mai săraci și asta duce la cei că la noi pensia comparativ cu salariul cu fiecare an scade. Iar a doilea aspect este legat de pensionarul în interiorul sistemului de pensionare. La noi are loc o discriminare a pensionarului în dependență după numărul de ani aflați la pensie. Eu am numit acest lucru încă acum 12 ani în urmă, când pentru prima dată l-am descris și l-am publicat, linia morții. Sună foarte tragic, am încercat să găsesc niște cuvinte mai diplomatice, dar până la urmă cred că aceasta este cel mai bine și dacă vă uitați foarte atent în grafic, acest grafic, linia morții, descrie foarte clar cum se schimbă pensia unui pensionar din momentul ce el iese la pensie și este legat strict de sistemul nostru de indexare. Imaginați-vă că în prezent un pensionar s-a pensionat și pensia lui este egal cu 40% din salariu. Cifrele care le vedeți dumneavoastră în grafic sunt cifrele reale, unde eu am simulat o situație că pensionarul a ieșit la pensie în anul 2010 și atunci pensia lui era egală cu 40% din salariul mediu. Datorită indexării, care se face cu mult mai mic decât creșterea reală a salariului, în fiecare an de aflare a lui a pensii, pensia lui comparativ cu salariul mediu pe țară scade. Și astfel, un pensionar, când este în a doilea an de pensie, pensia lui este egal cu 38%, când este în a optelea an de pensionare, el primește deja nu 40% din salariul mediu, dar doar 30% din salariul mediu, în al 10-lea an el primește 27% și undeva în a 13-lea an, este o cifră care pentru mulți este o cifră dubioasă, în a 13-lea an la dânsul pensie este de două ori mai mică. Dacă el în primul an de ieșire la pensie are o pensie de 40% din salariu, atunci în a 13-lea an el are 20% din salariu. Ce înseamnă lucrul acesta? Că dacă un profesor sau orice om de altă profesie a lucrat același număr de ani
să zicem, a lucrat 35 de ani de zile la același muncă, cu aceleași condiții și a ieșit la pensie acum 10 ani în urmă, în prezent pensia lui este aproape de două ori mai mică decât același profesor care a lucrat 35 de ani și a ieșit acum la pensie. Deci noi avem o discriminare în interiorul pensionarilor. Cu cât mai mulți ani omul se află la pensie, cu atât pensia lui, comparativ cu colegul lui mai tânăr, este mai micuță. Deci statul la noi, cum ar fi, îți spune, dacă ai ieșit la pensie, băi, hai grijă și mori mai repede, iar noi avem grijă să-ți micșorăm pensia cu fiecare an de trecere, ea formal crește, dar omul nu înțelege. Deci eu primesc mai mulți bani, dar eu mai sunt mai nenorocit. Din simplu motiv că omul este o ființă colectivă. Deci pe mine nu mă interesează bunăstarea mea personală, cât mă interesează în ce măsură bunăstarea mea este comparativ cu altora. Și dacă un pensionar, când s-a pensionat, el este undeva, are un venit relativ normal comparativ cu alții, 40% din salariul mediu, atunci el după 13 ani pensia lui este doar 20% din salariul mediu, deci el este de 5 ori mai sărac decât cei care îl înconjoară. Și el este de 2 ori mai sărac decât un pensionar mai tânăr care doar s-a pensionat acum, iar el este mai mulți ani pensionat. Un alt element, cred că destul de important, este analiza pensiei în timp. După cum am spus, 75 de ani avem de când la noi în Moldova a fost introdus sistem de pensionare. Ca să fie mai clar despre ce vorbim noi, anul acesta, pentru altele, anul 2021, este un an, după mine, cel mai foarte interesant pentru pensionari. Este pentru prima dată când pensia medie în Republica Moldova, în valori reale, va depăși pensia maximă care a fost vreodată în Republica Moldova în anul 1985. Ca să descifrez acest grafic, eu de mai mulți ani de zile realizez așa o analiză, salariul, sau în cazul tău am luat pensia, pensia mea din Republica Moldova, recalculat la valoarea leului din anul 2021, din ziua de astăzi. Deci îmi imaginez că cetățenii Republicii Moldova primesc pensia sub formă de lei din anul 2021. De ce facem acest lucru? Ca să ne fie foarte clar cum au trăit înainte și prin ce strategie au trecut cetățenii noștri. Dacă ne uităm la pensia mea din Republica Moldova, eu am luat-o pentru ultimii 50 de ani, după mine este cel mai lung traseu care a putut fi făcut, mai departe este destul de dificil, dar cred că este posibil, dar pentru noi este suficient. Dacă vă uitați atent, în anul 1970, un cetățean din Republica Moldova primea o pensie egală cu 1195 de lei. Deci pensia, de fapt, la etapa sa incipientă, când a fost introdusă în Republica Moldova, cam aici era, dar ea întotdeauna în timpul Uniunii Sovietice, să încerca să ajungă la nivelul de 40% din salariu. Apogeul sau cel mai bun sau cea mai mare nivel a pensiei, care a crescut în 15 ani la acest nivel, a fost în 1985. Deci în 1985, pensia cetățeanul Republicii Moldova, recalculat în lei din ziua de astăzi, constituia 2103 lei. Deci noi până în ziua de astăzi încă n-am ajuns la acest nivel. În trimestrul 2 noi avem 2067 sau practic am ajuns la nivelul maxim și cred că anul 2021 va fi marcat pe aceea că când pentru prima dată valoarea reală a pensiei plătită în Republica Moldova va depăși valoarea maximă care a fost în perioada Uniunii Sovietice. Evident că este greu să compare aceste lucruri, atunci erau multe utilități care omul le primea indirect sub alte forme, dar noi vorbim despre valoarea de cumpărare, ce poate cumpăra un cetățean. Dacă ne uităm atent din 1985 până în anul 2000, timp de 15 ani, s-a petrecut cea mai mare tragedie în Republica Moldova, atât la nivel de salarii, cât și la nivel de pensii. Însă cei mai afectați au fost pensionarii. Pensia lor reală a scăzut de aproape 5 ani de zile. Timp de 15 ani, constant, pensia reală a cetățeanului a scăzut constant și în anul 2000. Pensia în Republica Moldova, recalculat la ziua de astăzi, era aproape 380 de lei. Imaginați-vă ce putea face un pensionar timp de o lună de zile cu 380 de lei. Ce ați face dumneavoastră cu 380 de lei în ziua de astăzi? Cred că pentru o persoană, două persoane, dacă vor să meargă într-un local și vor să sărbeze ceva, cred că această sumă nu este suficientă. Pensionarul trebuia să supraviețuiască timp de o lună de zile. De fapt, în anul 2000 și toate fenomenele politici care au avut Republica Moldova, cred că au fost foarte puternic influențată din salarii și în mod special de pensii. Vă uitați din grafic să vedeți această dramă a Republicii Moldova, că noi am avut o scădere a veniturilor reale până la 377 de lei în anul 2000.
După aceasta, cea mai bruscă creștere, și cred că atunci când au venit la guvernare, noua guvernare, atunci a fost Partidul Comunist, prima ce au înțeles este să rezolve problema pensiei, cea mai accelerată creștere a fost asigurată în perioada 2000-2005, de fapt n-a fost o creștere, a fost o recuperare și s-a reușit în 5 ani de zile recuperarea din căderea din ultimii aproximativ 10 ani de zile. După aceasta am avut o creștere mai lentă, vedeți, cea mai lentă creștere a fost în perioada 2010-2015 și anul acesta noi am ajuns la 2067 de lei în prezent, iar până la sfârșitul anului pensia mea din Republica Moldova cred că va fi la nivel de 2200-2300 de lei, așa o estimăm noi, din ce cauze crește. Deci aici se va lua indexarea din aprilie, va fi, apoi între categorii noi la pensie și la ei este mai mare și în felul acesta pensionarii noștri în acest an va fi primul an când pensia sau puterea de cumpărare reală cu pensionarului va ajunge și va depăși ușor nivelul maxim care a fost în anul 1985. De ce totuși pensionarii o duc foarte greu? Lucrul acesta se vede din bugetul asigurărilor sociale de stat. Dacă ne uităm, în acest an bugetul asigurărilor de stat în 2021 a fost votat la 25,8 miliarde lei. Însă, primele de asigurări sunt doar de 15 miliarde lei. 10,5 miliarde lei sunt banii care vin din buget de stat, ceea ce reprezintă 40% din toți banii pe care are nevoie bugetul asigurării statului. Este un buget găuros, la noi numărul de salariați este micuț și cu ultimul grafic care vreau să-l reprezint este numărul pensionarilor și bugetarilor care vin la 100 de salariați. Dacă vă uitați jos, eu mă imaginez că noi avem 100 de salariați. La fiecare 100 de salariați, în prezent, revin 36 de bugetari, deci vorbim de salariați în sectorul real, deci oameni care lucrează în industrie, cei care sunt în sfera productivă, iar sub bugetari înțelegem funcționarii publici, medicii, profesorii, polițiștii, armata, deci toți cei care lucrează în sectorul non-productiv. Noi avem nevoie de ei, stimăm profesorii, stimăm medicii, dar ei primesc salarii, câștigă bani în baza impozitelor care sunt plătiți de cei din sectorul real. Oamenii lucrează în sectorul real, plătesc salarii, mulțumită lor, statul poate plăti la medici, la profesori. Și atunci noi avem că în prezent, în Republica Moldova, la 100 de salariați din sectorul real a economiei naționale, revin 36 de bugetari, 118 pensionari, deci spunește că la un salariat este mai mult de un pensionar, și 44 de alte tipuri de pensionari, persoane care cu dizabilități, persoane care au primit o traumă la locul de muncă, deci toate tipuri de persoane care nu pot să lucreze și ei toți sunt pe umerii celor din sectorul bugetar. Respectiv, la fiecare angajat din sectorul real a economiei, revin două persoane întreținute. Fie că este bugetar, fie că este pensionar, fie că este persoană dintr-un grup vulnerabil care tot nu este angajat și primește sprijin din partea statului. Aici așa am răspuns la întrebarea din ce cauză avem un sistem de pensie falimentat. Nu este posibil nici într-o țară a lumii ca un om salariat să întrețină doi. Nu este posibil. Vă pot spune cu toată certitudinea. În concluzie, ce vreau să spun? Republica Moldova, la cei 75 de ani de zile, când în acest an trebuie să sărbăm acești 75 de ani de introducerea sistemului de pensionare, de fapt, este o zi mai mult tristă decât veselă. Republica Moldova, până în prezent, nu se poate angaja, nu își poate lua angajamentul pe care și-a luat majoritatea țărilor civilizate de a permite, de a asigura unui om o bătrâneță decentă. Republica Moldova nu a semnat convenția Organizației Internaționale a Muncii prin care se obligă să asigure ca pensia unui cetățean să fie numai puțin de 40% din venituri ratate. Republica Moldova rămâne o țară un cuvânt mai diplomat. Este o țară care nu-și poate onora obligația față cetățenilor, ca să nu folosesc un cuvânt cu mult mai dur, Republica Moldova, din păcate, în prezent, oferă cetățenilor o pensie aproape de două ori mai mică decât angajamentele care și-au luat țările civilizate și concluzia este următoare. O țară se măsoară dacă este civilizată sau nu este civilizată despre atitudinea lor față de copii și față de bătrâni. O țară care nu-și poate respecta bătrânii, o țară care nu poate să le garanteze un trai decent, o țară care nu poate să-și
onoreze obligația care și-a luat majoritatea țării de oferi 40% din pensii, țara aceasta, din păcate, este departe de a fi o țară civilizată. Din nefericire, acest lucru se întâmplă din mai multe motive, iar unul dintre ele este că Republica Moldova, numărul celor care lucrează este cu mult mai mic decât numărul celor pensionați, din ce cauză? Deoarece 35.000 de cetățeni anual decid să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Iar cel mai mare număr al lor, Iris Vitor, a realizat deja 4 ani la rând, realizează cercetări. Fiecare a treilea tânăr, la întrebarea ce dorește să facă următoarele 6 luni de zile, răspunde simplu: să iau și să plec din țară. Deci plecarea cetățenilor din țară, nedorința lor de a fi în țară, negăsirea unor oportunități în țară face ca toată forța de muncă noastră activă, număr, noi suntem, cred că, una din puținele țări în lume, să nu zic suntem unica țară din lume, noi suntem una din puținele țări în lume, unde numărul salariaților de peste hotare este aproape de 2 ori mai mare decât numărul salariaților din sectorul real din țara noastră. La fiecare moldovean care lucrează în țară, avem 2 care lucrează peste hotare. Vorbesc de sectorul real economic. Deci nu cred că mai găsiți o altă țară în lume unde numărul celor din țară care lucrează în sectorul real să fie doar mai mic. Cu această notă relativ tristă, vreau încă o dată să vă reamintesc, sărbăm 75 de ani din implementarea sistemului de pensionare, care este departe de a fi de unul bun, este mult de lucru, iar până data viitoare vă doresc să aveți zile care sunt de sărbători, să sărbeați în rândul familiei și nu uitați, dacă aveți anumite sugestii, aveți anumite propuneri, noi cu cea mai mare atenție le vom asculta. Iris Vitor, împreună privesc. Eu vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi, pentru faptul că vă interesează subiectul economic și sper că și această analiză economică a fost utilă pentru voi.